Fundația umanitară Clopot, Clubul Artelor Vizuale din Shopping City Suceava, a vernisat la începutul acestei săptămâni expoziția fotografică Vagabondul și proiecția filmului cu același titlu. Coordonatorul proiectului este Ovidiu Jelea, iar partenerii lui sunt Nikon, HP, BMW și formația Urma. La vernisaj a fost prezentat un film care conține poveștile a 5 oameni despre care autorul spune că sunt adevărați eroi contemporani. Claudiu David, campion de raliu și pilot de teste la BMW România. David Neacșu, manager, explorator și organizatorul primei expediții românești pe Everest. Claudia Nițu, cea mai performantă campioană de karate din România în cel mai dificil sistem. Rareș Dumitrescu, campion mondial de scrimă, medaliat cu argint la Olimpiada din 2012 și Hadi Rahimian, medicul care a realizat prima operație in utero din România. Proiectul Vagabond s-a născut din dorința de a cunoaște, de a face cunoscute și de a învăța din experiențele unor oameni ale căror vieți sunt adevărate modele. Este un proiect pentru oameni vizionari și curajoși, spune Ovidiu Jelea. Primul episod și eroul său au avut întâlnire cu publicul Suceva. Primul episod, cel care prezintă pe Claudiu, este un proiect pornit în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, dintr-o ambiție, să spun așa, în urmă unor discuții cu niște personalități care lucrează în televiziune și care m-au spus verde în față că poveștile reale ale oamenilor de succes nu prind și nu vând, pentru că, de fapt, în multe ori produc frustrare și invidie. M-am hotărât să îmi dovedesc mie și să trec peste lucrul acesta și am pornit un proiect în parteneriat cu Nikon România, care a răspuns pozitiv de la bun început aceste idei, cu HP și cu BMW România. Proiect în care mi-am propus să fac filme cu oameni care și-au îndeplinit visurile și pe care eu consider adevărați eroi. Claudiu este BMW International Senior Driver Trainer, fiind singurul trainer BMW de altă naționalitate decât cea germană, care a obținut această titulatură și nu oricum, ci reușind cel mai mare punctaj din istoria prestigioasei școli BMW. Multiplu campion de raliu, deținătorul celui mai bun timp pe o probă specială în campionatul mondial de raliu, singurul român participant pe circuitele NASCAR, Claudiu a povestit despre parcursul lui într-o lume fascinantă și plină de adrenalină. În fața lui și în fața proiectului lui, eu m-am dezbrăcat cel mai mult, dacă putem spune așa, pentru faptul că am contact cu media foarte mult și foarte des, dar am lăsat viața personală undeva în privat, în spate și nu am comunicat foarte multe lucruri despre viața mea, însă Ovidiu, prin modul lui de abordare, m-a convins să fac acest lucru și, practic, de la faptul că în episodul pe care urmează să-l vedeți, o să vedeți că nici măcar nu m-a lăsat să mă duc să mă tund. A zis că el vrea să filmeze cu oameni adevărați, povești adevărate, așa cum suntem astăzi acolo. Și într-o zi a ciocănit la ușă și a zis, acum filmăm. N-a tras nicio dublă, n-a făcut nicio regie, n-a montat nimic. Pur și simplu am filmat ceea ce el a considerat de cuvință. Fiecare dintre episoade este realizat cu un aparat foto și un laptop, călătorind cu o mașină și o rulotă în căutarea eroilor autentici. În timpul realizării filmelor, autorul documentează fotografic un jurnal în care sunt scrise evenimentele și faptele care nu sunt prezentate în film. Aceste fotografii sunt subiectul expoziției. Filmul însă a fost proiectat chiar în prezența celui care a jucat rolul principal. În urmă cu 32 de ani s-a născut la Sinaia, în România, un copil cu numele Claudiu David. Odată cu el, a luat naștere o poveste. Atunci când viața se transformă în povestea visului tău, e bine rău. Astăzi, Claudiu este multiplu campion de raliu, întreia participant în campionatul mondial de raliu, care a obținut cea mai bună clasare în istoria participării românești în această competiție, este pilot de teste pentru BMW România și conducătorul propriei școli de pilotaj.